Bună, m-am întors! Am fost plecată în vacanță, dacă mă urmăriți pe Instagram, și acum sunt înapoi acasă, așa că m-am gândit să filmez astăzi un video. Și a fost puțin oarecum nepregătit, pentru că aveam de gând să plec pe la poștă, să pun un pachet, și am aflat în ultima secundă, după ce aproape mă pregătisem, că nu am cu ce să mă duc la poștă. Adică nu am un mijloc de transport. Chiar n-am știut. În fine, asta e altă poveste. Și da, sunt înapoi. Mi-a fost dor de voi și sper că și voi de mine și că nu m-ați uitat. Astăzi vreau să filmez, așa cum vedeți și voi din titlu, un tag care a fost creat de Jaclyn Hill. Și am fost nominalizată de Victoria. O să vă las canalul ei ca să mergeți și pe la ea dacă nu ați mers încă și dacă nu cunoașteți. Și am să fac acest tag puțin diferit, pentru că eu folosesc produse care sunt destul de scumpe. M-am gândit să vin cu o altă alternativă, adică să vin cu un produs high-end, care îmi place foarte mult din fiecare categorie, și să zic așa, cu un alt produs care îmi place low-end, deci mai ieftin, o alternativă mai ieftină. Așa că haideți să începem, am emoții pentru că n-am mai filmat de mult. Prima categorie este primer. Avem Smashbox, care este pe bază de silicon. Dacă ar fi să aleg între Smashbox și cel de la Benefit, l-aș alege pe cel de la Benefit, îmi place mai mult, dar nu m-am îndurat să-l cumpăr pentru că este destul de scump. Și ăsta pe care l-am primit, nu știu, la Play by Sephora sau când am cumpărat ceva. Și cel pe care eu îl iubesc și este foarte, foarte accesibil în comparație cu cel de la Smashbox, și cred că m-ați văzut de multe ori folosindu-l, este cel de la Her Candy Primer Ultralight Formula. Și mie îmi place foarte mult, mai am foarte, foarte, foarte puțin în el. Face o treabă bună, este la fel. Deci eu sincer nu văd o mare diferență între ele două. Are aceeași textură de silicon, siliconată. Și da, probabil că o să-l recumpăr când o să-l termin. Dacă mă urmăriți de ceva timp, știți că mie îmi place tonul Ten de la Make Up For Ever și deja este gata. Este cel original, l-am și pe cel ultra. Deci Make Up For Ever HD Foundation, ăsta este preferatul meu, sau cel ultra. Iar fondul de ten drugstore este L'Oreal True Match Lumi, bineînțeles, Healthy Luminous Makeup. Tenul meu este normal spre uscat și ăsta e puțin așa luminos, e tocmai perfect pentru tenul meu. Trecem mai departe. Avem concealer și aici avem în primul rând high-end NARS, care se numește Radiant Creamy Concealer, iar cel pe care îl ador și l-am folosit cel mai mult în perioada asta este cel de la Maybelline, chiar nu mai scrie nimic pe el, cred că este Fit Me, dacă nu mă înșel. Apoi mai departe să vedem face powder. Eu nu prea folosesc face powder, în general însetez anticeacănul cu Laura Mercier, așa că aș mai avea alte pudre prin colecția mea de machiaj, dar o să fiu sinceră, deci nu le folosesc. Dar dacă ar fi să aleg, aș alege pudra de la Rimmel. Am foarte multe, dar nu le folosesc. Under Eye Setting Powder este aceeași pudră de la Laura Mercier, care îmi place foarte mult. E, cum să zic, foarte fină și nu încarcă tenul foarte mult, asta îmi place la ea. Apoi, blush. Sunt blush-urile de la Hourglass.
Sunt prefratele mele, sunt foarte fine, foarte subtile, arată sublim pe ten, nu știu, mie îmi plac foarte mult și nu sunt super pigmentate, dar am două de la ei, una roz, unul roz și unul mai corai, așa. Iar de la drugstore, noi nu avem, aici în state nu avem Sleek, dar am primit acest blush minunat de la Alexandra, pe care o salut și iubesc. Și da, am primit într-un swap acest blush de la Sleek, care e minunat și e o copie a blushului mai scump de la NARS, cel mai popular orgasm. Și se numește Rose Gold, e super, deci așa cum am zis, e o copie de la, e o copie pentru blush-ul de la NARS. Și arată cam așa. Avem bronzer și aici, pentru high-end folosesc, când folosesc acest Soleil Tan de Chanel. Și mie îmi place, nu-l folosesc eu super, super des, dar când îl folosesc, e preferatul meu, este acesta. Iar mai ieftin este tot de la Alexandra, Bankers for Beauty, așa cum am zis, o să las canalul ei aici, sub descriere. Este Honolulu, nu știu exact, by W7. Și arată așa, este tot așa preferatul meu, dacă ar fi să nu l-am pe ăsta, l-aș folosi pe acesta mai des și trebuie într-adevăr să folosesc mai des. Am atât de multe produse încât nu apuc să le folosesc pe toate așa cum mi-ar plăcea mie să le folosesc. Iluminator și aici e o zonă care cred că ne place tuturor. Am ales doar unul pentru că am foarte multe, dar am ales doar unul și deja știți, presupuneți, nu? Care este preferatul meu, este cel de la Becca, Opal, o variantă mai ieftină, dar nu știu dacă e într-adevăr la îndemâna voastră. Este iluminatorul de la Physician Formula, arată așa, în formă de perle, perluțe. Ambalajul e foarte drăguț, nu? Și nici pe asta nu am mai folosit de mult, dar dacă ar fi să aleg așa o variantă mai ieftină, ar fi acesta, care vine cu o pensulă foarte frumoasă aici, care merge folosită. Mascara. Tara, nicio surpriză, asta este mascara meu favorit, îmi place la nebunie. Pentru că eu am nevoie mereu să mi curbez genele, pentru că sunt drepte, iar când folosesc acest produs, mi se pare că mi oferă o curbare a genelor foarte frumoasă, încât aș spune că mi-am curbat genele înainte. Da, mă uitam la niște poze care le-am făcut în vacanță și eram, wow, cum stau genele mele și mă întrebam ce rost are să mai folosesc eu întorcător de gene când am acest produs minunat care face toată treaba. Iar o alternativă mai ieftină ar fi, nu știu, când e vorba de mascara, mă orientez spre cele de la Maybelline, toate variantele, nu contează. Și ar mai fi unul de la L'Oreal, care l-am folosit recent, acum am adus aminte de el, dar nu mai știu cum se numește, undeva prin, pe aici, pe undeva, dar și acela îmi place. Ok, mergem mai departe pentru lipstick și aici mai high-end. Am acesta de la Chanel, e singurul meu ruj de la Chanel și este în nuanța, dacă vă interesează, 34, ruj Allure Velvet La Raffiné. Și arată cam așa, pentru mine e o nuanță de nude. Este foarte drăguț și mat. Și pentru o variantă mai ieftină este acest ruj de la Revlon, este un nude și se numește Petal 096, nu știu dacă se găsesc în România, dar după părerea mea sunt mai ieftine. Eu l-am cumpărat când era la reducere, era 2 sau 3 dolari. Nu știu prețul original și nu știu dacă se mai fac, dar e o alternativă mai ieftină la acest ruj de la Chanel.
Mai departe, rujurile lichide și aici știți că e obsesia mea, cred că a tuturor. Îmi place foarte mult Kat Von D, Lolita 2 și îmi place și Lolita 1. Lolita 1 e puțin mai închis, asta e puțin spre portocaliu, este cel care l-am acum pe buze. Și acum variantă mai ieftină sunt rujurile lichide de la Rimmel London, Lip Locker, Show Off, mi se pare că în România se numesc Apocalyptic sau ceva de genul, aici se numesc altfel. O altă variantă sunt rujurile astea mate de la Revlon, nu știu dacă au apărut în România, dar sunt la fel de bune. Lip gloss. Lip gloss, să fiu sinceră, nu prea folosesc, atunci când folosesc pe clientele mele sau pe mine foarte rar, îmi place stila și îmi mai place pentru cele drugstore de la, cred că asta e L'Oreal, ar trebui să fie un ruj sau nu știu, mie mi se pare că e un lip gloss foarte așa sheer, nepigmentat. Pentru gene false, când port, îmi place să port de la, și nicio surpriză, genele preferate și mai accesibile. Bineînțeles că îmi iau gene, n-am încercat până acum gene așa mai scumpe, mai de calitate, dar eu de obicei le folosesc pe acestea de la Ardell sau mai sunt cele de la Kiss, care se găsesc la Walmart, dacă nu înșel. Mai departe, pentru palete de farduri și am această paletă de la Too Faced, care miroase a ciocolată și pe care am luat-o cu mine în vacanță. E singura paletă, dacă nu știu, care am luat-o în vacanță cu mine și am folosit-o cât am putut. Miroase foarte bine. Iar așa, pentru o paletă mai accesibilă la preț, sunt paletele de la Wet n Wild. Oricare dintre ele, toate fac o treabă foarte bună, sunt foarte pigmentate și da, trebuie să le folosesc mai des, acum mi-am adus aminte de ele. Setting spray folosesc când folosesc, este MAC Prep and Prime Fix Plus. În ultima perioadă nu m-am folosit așa de mult, dar acesta, iar o altă variantă mult mai ieftină și foarte bună, care îmi place, este de la Elf. Cred că este unul dintre cele mai ieftine spray-uri de fixare pe care îl recomand. Parfum. Și am aici parfumul preferat, sau unul dintre, pentru că eu îmi plictisesc destul de repede de un miros și nu îl folosesc foarte des. Este de la My Burberry, care l-am cumpărat, cred că, de ziua mea sau ceva de genul, care îmi place, dar nu l-aș folosi în niciun caz în fiecare zi. Iar o alternativă mai ieftină, pe care o ador, este Enchanted Wonderstruck Taylor Swift și cred că, dacă nu mă înșel, miroase a vanilie și îl folosesc zi de zi, adică e un parfum pe care aș putea să-l folosesc zi de zi. Iar apoi am pus câteva produse care nu au fost enumerate, care nu au fost puse în categoria acestui tag. Este produsele pentru sprâncene. Eu am luat întrebările de pe un blog și așa că nu am văzut această categorie. Pentru sprâncene îmi place creionul de la MAC Spiked Eyebrows Crayon și îl folosesc atunci când nu-l folosesc această paletă mică pe care am primit-o recent de la Influencer și care face o treabă foarte bună. I-am luat-o în vacanță cu mine și am folosit-o foarte des. Are o ceară, o pensulă așa micuță care să sperii sprâncenele și una cu care să folosești produsul. Și e foarte bună, are și o oglindă micuță. Iar o altă variantă, cred că cea mai ieftină, este cea de la Elf, care își face treaba la fel de bine și cred că este cea mai accesibilă la preț dintre toate pe care vi le-am arătat.
Mai departe, eyeliner. Ok, pentru eyeliner am ales să vă arăt eyelinerul care nu cred că se găsește în România, dar totuși am vrut să vi-l arăt. Este de la Laura Geller și îl am de mult timp, nu s-a uscat. Îmi place mult de tot. Iar o variantă mai ieftină pe care nu o am aici cu mine ar fi cele de la L'Oreal, tot sub aceeași formă de carioca. Sper că v-au plăcut răspunsurile mele la acestea. Spuneți-mi și voi mai jos care au fost produsele voastre favorite din ce v-am arătat și vă aștept în continuare la un nou video, să urmeze în curând noi videouri cu produse care le-am cumpărat din vacanță și cadouri și așa că rămâneți aproape. Vă pup și vă mai aștept! Pa, pa!